Cu toții suntem vinovați uneori de necredință. Adesea ne confruntăm cu încă o luptă și permitem inamicului să ne descurajeze. Am putea să ne stimulăm sentimente de singurătate sau, experimentând un sentiment de insuficiență, devenim convinși că Domnul nu ne aude. Un strigăt izbucnește din inimile noastre. Doamne, unde ești? Mă rog, postesc, studiez cuvântul tău, de ce nu mă eliberezi? Mergem în locul secret al rugăciunii, dar nu ne simțim în stare de nimic. Sufletele ne sunt uscate, goale, epuizate de luptele noastre, dar nu îndrăznim să-L acuzăm pe Domnul că ne neglijează în starea noastră. Astfel ne apropiem de El cu ceea ce percepem noi ca fiind smerenie. Cu capul plecat spunem cu descurajare, Doamne, nu te învinovățesc, Tu ești bun cu mine, eu sunt problema, ți-am greșit atât de mult. Așteaptă! Aceasta nu este umilință. Din potrivă, este o insultă față de un tată care ne-a adoptat cu promisiunea legământului de a ne iubi și susține pe tot parcursul vieții noastre. Când îi spunem cât de răi suntem, cât de slabi, goi și inutili pentru el, disprețuim tot ceea ce a lucrat în noi. Aceasta îl întristează pe tatăl nostru ceresc. Ori de câte ori suntem descurajați în credința noastră, Duhul Sfânt ne va vorbi în mod incert. Destul cu acest plâns de milă, scoală-te! Ești iubit, chemat și ales, și te-am binecuvântat prin cuvântul meu. Trebuie să ne disciplinăm, să ne amintim tot ce ne-a dăruit Dumnezeu. Trebuie să ne bucurăm, știind că El este mulțumit de ceea ce a făcut pentru noi. S-ar putea să fi fost testat de mai multe ori. Acum a sosit timpul să luați o decizie. Dumnezeu dorește credință care suportă testul final și vă dă cuvântul său pentru a birui. Dacă vă poruncește să faceți ceva, vă va oferi tăria și puterea de a asculta. Cel slab să zică sunt tare, Ioel 3,10. Întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei lui. Efeseni 6 ,10.